în ceea ce privește omagiul adus eroilor neamului. Pentru că eu, în cele câteva cuvinte pe care doresc să vi le spun, m-aș rezuma la această latură de natură istorică, care până la urmă a generat realizarea singurului ansamblu al lui Brâncuș, care trăiește, iată, în aer liber. Este o mândrie pentru noi să fim gazda acestui ansamblu. Cum bine se știe, la 14 octombrie 1916, populația orașului nostru de atunci, pornind de la copii, femei, bătrâni, militari, invalizi chiar din spitalul de aici, au opus o rezistență curajoasă dușmanului care încerca să pătrundă în orașul nostru. Tot în acea zi, în 14 octombrie, în apropiere, la Rasovița, s-au derulat încleștări de asemenea crâncene, care au rămas în memoria colectivă a locuitorilor acestui mereac. Motiv pentru care, iată, exista și o temă. O temă care a fost, dacă vreți, o provocare pentru generațiile de intelectuali și de oameni importanți ai acestei localități, încă de la începutul anului 1919. E adevărat, spre deosebire de mulțimea de monumente care au apărut pe teritoriul județului Gorj în acei ani apropiați Marii Uniri, ansamblul monumental Calea Eroilor, pe care ni l-a lăsat Constantin Brâncuș, a trebuit să treneze până în octombrie 1938, când a fost inaugurat. Sublinia aici și domnul președinte al Comisiei de Culture, de Cultură din Senatul României, aportul pe care l-a adus o persoană, sigur căreia i s-au alăturat femeile nu numai din această zonă, ci din întreaga țară, și anume Aretia Tătărescu. Soția unui politician de mare valoare, cel care a dat greutate acestui meleag, și anume Gheorghe Tătărescu. Împreună, dar și cu ajutorul Miliței Pătrașcu, au reușit să-l convingă pe genialul artist să revină acasă. A făcut-o cu bucurie, a spus lucrul acesta încă din 1930, s-a pregătit foarte intens pentru ceea ce avea să lase la Târgu Jiu. Capodopera sa, care include și Biserica Unirea Neamului, prin care trece axul ce unește piesele importante ale ansamblului, inaugurată de altfel și în prezența marelui sculptor, este realmente un loc de pelerinaj. Și, fără îndoială, el pornește de la această temă despre care vă vorbeam. Și atunci, nu ne-a fost foarte greu ca în ansamblul de manifestări pe care noi le-am organizat și vom continua până la 1 decembrie și cu siguranță, de ce nu, până la Trianon, ca să mă exprim foarte exact, va cuprinde și ceea ce înseamnă marele artist Constantin Brâncuș. Motiv pentru care și eu, din partea instituției noastre, îmi declar satisfacția, bucuria ca dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți în aceste zile aici și că sunteți în ideea consolidării imaginii lui Constantin Brâncuș în strânsă legătură cu imaginea orașului nostru, a municipiului nostru Târgu Jiu, a județului nostru, județul Gorj. Motiv pentru care îmi exprim iarăși din partea instituției și din partea mea personal mulțumirea că dumneavoastră sunteți aici, veți fi cu siguranță și mai mulți. Îi felicit pe organizatori și vă doresc toate cele bune în orașul și în județul nostru. Mulțumesc!
ilustrații pelerinajului ce se va desfășura pe Calea Eroilor, un moment în care ne dorim să readucem în memoria locuitorilor orașului Târgu Jiu momentul inaugural. Urmând ca la ora 15 să înceapă efectiv lucrurile conferinței, colocului, având primele prezentări, să spun așa, îl avem alături de noi pe domnul Friedrich Teaba, căruia îi mulțumesc că este la Târgu Jiu. Domnul Jonathan Wood, care de asemenea îi mulțumesc că este la Târgu Jiu, pe Harrison Wilding și pe profesor Maria del Piar Ortiz Calderon. Dumnealor vor fi primii dintre cei care vor conferenția astăzi. Moderator al acestui moment va fi doamna Doina Lemni, muzeograf cercetător la Muzeul Național de Artă, Centre Pompidou de la Paris. Vă mulțumesc și vă invit să participăm la pelerinajul care va avea loc la ora 12, începând de la masa tăcerii până la coroana prăzii.